Bună ziua! Vom discuta astăzi capitolul Prevenire accidente, care cuprinde măsurile de prim ajutor și conducerea preventivă, prezente la toate categoriile de atestate și categoriile de obținere a permisului auto. Vom discuta de pe pagina examenrutier.wordpress.com și de pe cărțile pe care deja le cunoașteți. Câteva cuvinte, după care vom trece la rezolvarea chestionarelor prezente la atestatele de marfă și de persoane, atât CPI cât și CPC. Să începem cu conducerea preventivă. A conduce preventiv înseamnă a cunoaște și respecta regulile circulației și de a fi în măsură să preîntâmpini producerea unui eveniment rutier, adică un accident, chiar și când alți participanți la trafic sau vehicule sau pietoni greșesc. Deci să fim în măsură să preîntâmpinăm. Sau, dacă este inevitabilă producerea, consecințele să fie cât mai reduse. Elementele conducerii preventive sunt 5 la număr: cunoștințe teoretice legislative, vigilența, prevederea, judecata și îndemânarea. Temperamentul unui conducător auto poate fi de la cel mai nefavorabil, respectiv colericul, trecând prin melancolic, flegmatic și cel mai favorabil, care este cel sangvinic. Și avem extrase din Cartea Șoferilor Profesioniști. Ajungem îndată și în acel domeniu. Câteva cuvinte și despre măsurile de prim ajutor. A opri la un accident de circulație este atât o îndatorire legală, cât și o îndatorire morală pe care trebuie fiecare dintre noi să o respectăm. Există o ordine în acordarea primului ajutor, și anume resuscitarea aparatului respirator, resuscitarea aparatului circulator, oprirea hemoragiilor, imobilizarea fracturilor și acționarea în cazul arsurilor sau plăgilor. Pentru fiecare din intervențiile de mai sus sunt măsuri simple pe care le putem lua fiecare dintre noi până la sosirea organelor specializate în aceste intervenții. De asemenea, avem extrase din Cartea Șoferilor Profesioniști, la care o să mergem chiar în momentul de față. Avem cea pentru categoriile CCE, deci pentru transportul marfă, valabile și la transport persoane. 34, acesta este cuprinsul cărții, partea de legislație rutieră, conducere preventivă ecologică, prim ajutor, mecanică, reglementări profesionale și întrebările respective, plus cele de la remorcare. Să mergem la preventivă, cum spuneam. Transporturile, indiferent de modul de operare, constituie o importantă verigă a sistemului socio-economic, influențând și optimizând activitatea umană. Factorii care compun și influențează sistemul circulației rutiere sunt factorul uman, factorul tehnic și cel rutier. Dintre toate acestea, cel mai important este factorul uman, pentru că el contribuie în cea mai mare măsură la siguranța circulației. Sigur că are importanță și factorul tehnic, cu toate elementele care compun acest factor și factorul rutier la fel, dar importanța cea mai mare este și reprezintă factorul uman, care este și principalul generator de accidente. Aveți în Cartea Șoferilor Profesioniști toate detaliile legate de dimensiunile capacității unui conducător auto și ce trebuie să facă acesta
pentru ca în condițiile de trafic să poată să evite producerea evenimentelor rutiere. Un șofer profesionist este un șofer instruit care are reacții spontane și care este rapid în luarea deciziilor. El trebuie în permanență să își dezvolte calitățile atenției și gradul de exercițiu este permanent și să își perfecționeze necontenit reacțiile și reflexiile. Câteva cuvinte și despre măsurile de prim ajutor. Potrivit Ordonanței de urgență 195 din 2002, accident de circulație este evenimentul care întrunește cumulativ următoarele condiții: s-a produs pe un drum deschis circulației publice, a avut ca urmare vătămarea corporală sau decesul unuia sau mai multor persoane și în eveniment a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare. Cum spuneam, avem lista întreagă a operațiunilor pe care trebuie să le facem în momentul în care oprim la un eveniment rutier. Trebuie să le cunoaștem, trebuie să fim în măsură să le aplicăm pentru ca totul să se desfășoare în bune condiții. Și câteva cuvinte despre resuscitarea respiratorie, cum se face și care sunt procedurile care trebuie urmate în cazul resuscitării respiratorie, apoi pulsul, resuscitarea cardiacă, în această ordine, cum vă spuneam, trebuie acționat, după care avem oprirea hemoragiilor, hemostaza, și aici sunt diverse hemoragii, da, arteriale, venoase, și în aceste situații este diferit modul în care se procedează, urmând imobilizarea fracturilor și intervenția în cazul arsurilor. Deci, în această ordine, trebuie acționat și în așa fel încât, până la sosirea celor de la intervenții specializați, să încercăm să protejăm victimele și, dacă se poate, să salvăm viețile în măsura, sigur, în care acest lucru este posibil. Haideți să mergem și la cartea șoferilor profesioniști, să vedem ce întrebări sunt legate de aceste aspecte. Avem cuprinsul, modulul 1, care este format din întrebările din mecanică care sunt explicate, cele legate de reglementările profesionale pe care deja le-am discutat, categoria C de remorcarea, și modulul 2, care se referă la obținerea atestatelor. Am discutat deja capitolul de mecanică, îl găsiți și pe pagina Examen Rutier, dar și pe canalul de YouTube, toate capitolele dezvoltate. Reglementările sociale cu timpii de conducere și timpii de conducere, iarăși, deja le-am discutat. Am ajuns la capitolul Prevenire de accidente, 156. Și să vedem care ar fi întrebările legate de aceste aspecte. Să începem. Cele mai multe accidente de circulație au drept cauză, cum spuneam și în deschiderea acestei lecții, erorile umane. Accidentele în care un vehicul intră în colizie cu cel din față, sigur că distanța este insuficientă. Multe din cele pe care le vom citi, dumneavoastră le știți deja, sigur că aici trebuie doar să le fixăm și să fixăm modul de exprimare și modul de a răspunde la întrebările care sunt sub o anumită formă.
3. Suplimentar de cost, față de costurile legate de direcția unui accident, acesta conduce la costuri legate de imobilizarea vehiculului, prejudicierea imaginii imaginii firmei și timpul pierdut. Sigur că toate variantele sunt în această situație. Poziția mâinilor pe volan, la 9 și 15, ambele mâini pe volan. Cei care susțineți examenul pentru permisul de conducere, o să aveți răspunsul la 10 și 14. Așa au fost concepute în acea parte a revenirii la permisie. Aici sunt la 9 și 15. Avem și aici varianta 10 și 14. Nu o puneți, spuneți 9 și 15. Care sunt riscurile legate de o poziție greșită a mâinilor pe volan? Dintre toate răspunsurile, precizia slabă a traiectoriei vehiculului. Vedeți că ar mai fi, dacă vă uitați, diminuarea timpului de reacție, dar dacă ne gândim la poziția greșită a mâinilor, sigur că o poziție slabă este și schimbarea traiectoriei, da, într-un mod nedorit. O poziție corectă la volan presupune, în următoarea ordine, reglarea scaunului, spătarului, oglinzilor și a centurii de siguranță. Aceasta este ordinea pe care o învață și cei care încep să conducă de la categoria B, așa numitul SOC, șoc, pe care trebuie să-l știe toată lumea. O poziție corectă la volan, conducătorul auto să se așeze confortabil, sprijinit pe tetier, să aibă acces ușor la comenzile vehiculului. Sigur că avem și aici variante să nu se evite adormirea, cât mai aproape, sigur că nu e bună, să-și regleze oglindele retrovizoare, să unghiurile moarte. Și acest lucru este posibil, dar principala variantă este cea în care poziția șoferului trebuie să fie relaxată, dar în același pentru a nu obosi în timpul mersului, dar în același timp concentrat asupra mersului. O poziție, suntem la 8, o poziție incorrectă poate conduce la scăderea rezistenței la oboseală. Să fiți atenți la cele două întrebări de la 8 și la 9, pentru că și variantele celelalte sunt oarecum corecte și atunci să rețineți varianta bună, scăderea variantei rezistenței la oboseală și scăderea concentrării. Sunt și aici scăderea timpului de reacție, de anticipare. Discutăm îndată și despre aceste lucruri. Aprinderea unei țigări conduce la receptarea unor informații, se poate produce la accident. Sigur că orice activitate, nu numai aprinderea unei țigări, ci mutarea ochilor într-o altă direcție pentru un timp mai îndelungat, după cum știm cu toții, poate duce la generare de accidente. Manevrarea de căzutoare a cărei comenzi dintre cele enumerate poate amplifica mișcarea de ruliu a autovehiculului. Se explică în paranteze ce înseamnă oscilații de înclinare a autovehiculului în jurul axei longitudinale. Ăsta este ruliul, iar tangajul este mișcarea transversală. Tangajul transversal, rulul este cea longitudinală. Sigur că volanul este cel care poate produce aceste lucruri. Din nou, o întrebare cu toate variantele. Oboseala poate fi cauzată de o alimentație inadecvată, alimentație insuficientă, grasă sau neechilibrată și lipsa somnului. Atenție, cei care susțineți examenul la CPI, da, curs de pregătire inițială, cei care dați și studiile de caz, aveți și întrebările astea în studiile de caz dezvoltate, da? Și să știți, vă cer acolo 5 elemente și care pot produce oboseală, sunt cele care sunt enunțate și aici. Consumul de alcool poate avea ca efecte sedative sau anularea inhibițiilor. Înlătură oboseala, organizarea procesului intelectual, revigorează organismul, sigur că toate cele 3 B, C, D nu sunt sedative și anularea inhibițiilor, asta înseamnă cu acea vitejie pe care o capătă cei care consumă alcool și care cred că sunt în stare să manevreze vehiculul după dorințele proprii. Sigur că
dau greș de cele mai multe ori. La fel, același lucru și la 14, asumare unor riscuri suplimentare pentru scurtarea duratei călătoriei, în cazul oboselii, dorința de a ajunge cât mai repede ne face să apăsăm pe accelerație, lucru care este dăunător. Sănătatea și o vedere bună nu sunt suficiente pentru o conducere de siguranță, da? Deci nu este suficient să fim sănătoși, să vedem bine, ci trebuie să îndeplinim și toate celelalte calități de care am vorbit, cu reflexele, cu atenția sporită, cu exercițiu și cu vigilența, prevederea, tot ceea ce ține de conducerea preventivă. Avem 4 întrebări legate de consumul de alcool, de alcoolemie. Trebuie să le rețineți în acest fel, pentru că tot timpul aveți cele 4 variante aici. Debutează, riscul provocării unui accident se multiplică de 2 ori, de 10 ori și de 35 de ori. La 0,3 debutează, la 0,5 acest risc crește de 2 ori, la 0,8 peste care trebuie să subliniem că devine caz penal la noi în țară, de 10 ori și cele de la 1,2 alcoolemia în sânge de 35 de ori. Consumul de alcool poate avea ca efect, poate provoca toate efectele, să vedem care sunt acestea: diminuarea capacității de gândire, evaluare greșită a vitezelor, reducerea câmpului vizual. Sigur că sunt evidente răspunsurile astea, dar trebuie să știți să puneți varianta care le cuprinde pe toate. Care sunt următoarele afirmații? Alcoolul este absorbit în organism foarte rapid, dar se elimină, eliminarea trebuie să face în timp mult mai mare. Avem acest lucru exemplificat și pe examen rutier, dacă o să intrăm. Să vedeți și un grafic în acest sens. Am intrat pe legislație pentru examen, avem undeva un articol legat de tocmai de consumul de alcool, în articolele mai vechi. Haideți să mergem din nou pe pagina pentru acasă. Este mai vechi, dar putem ajunge la el dacă ne străduim un pic. Nu avem un timp care să ne preseze, cum este cazul când rezolvăm chestionare. Atunci nu avem prea mult timp la dispoziție să arătăm. Arătăm, ați văzut cum procedez la sfârșit. Dacă rămânem datori cu ceva, subliniem lucrurile la sfârșit. Doar o bere se cheamă articolul și avem aici graficul. Avem, în primul rând, ce anume afectează consumul de alcool, cum arată ficatul după consumul de alcool. Și avem aici și graficul, cum vă spuneam, în cât timp se absorbe și în cât timp se elimină. Deci vedeți foarte scurt timpul de absorbire și foarte lung timpul de eliminare a alcoolului. Aveți aici în articol și toate efectele negative pe care le produce consumul de alcool și cum trebuie să procedăm în cazul în care am consumat alcool, ce trebuie să facem ca totul să fie în condiții de siguranță pentru noi și ceilalți participanți la trafic. Eram la 21, este absorbit într-un timp foarte rapid, se face într-un timp foarte mare, la 22, degajarea căilor respiratorii, am ajuns la măsurile de prim ajutor, căile respiratorii, oprirea hemoragiilor și imobilizarea fracturilor. Vedeți ordinea, aveți grijă și în celelalte răspunsuri avem ceea ce avem în răspunsul corect, doar că sunt, ordinea nu este bine. De aceea trebuie să știm această ordine pentru a ști să alegem răspunsul corect. Înainte de a trece la transportarea victimei, trebuie ca principalele funcții care sunt funcția respiratorii și circulatorii, deci respirația și pulsul trebuie asigurate. Iarăși atrag atenția celor de la care susțin la CPI, aveți și aceste lucruri în întrebările de la studiile de caz.
În ce fel trebuie așezat într-un mijloc de transport un rănit care prezintă leziuni ale coloanei vertebrale? Este indicat să nu fie mișcat până la sosirea ambulanței. Avem acolo, culcat pe o parte, poziție șezând, pe bancheta din spate, cât mai confortabil. Nu este, ci de preferat, dacă este posibil, sigur că este de preferat să nu se miște până la sosirea ambulanței. Ne dăm seama de faptul că s-ar putea să aibă ceva la coloana vertebrală sau cervicală. Sigur că dacă se plânge de dureri de spate, are un limbaj incoerent, se plânge de frisoane reci, calde, și atunci putem deduce că ar putea să fie așa ceva. Dacă totuși trebuie transportat, că suferă și alte leziuni, cei de la permisie au și această întrebare. El trebuie transportat cu mijloc de transport cu platformă. Se încearcă menținerea în același plan a capului, gâtului și corpului. Ajungem la 25. Ce se va scrie pe biletul aplicat lângă garoul unei persoane cu hemoragie puternică? Ora și minutul când s-a aplicat garoul. Garoul, pentru cine nu știe, este acel cauciuc care se leagă deasupra rănii pentru a opri hemoragia. Se trece ora și minutul pentru că nu poate fi menținut prea mult timp și aveți undeva și timpul, 2 ore, deși cadrele de specialitate ne-au spus faptul că nu sunt chiar cele mai exacte date pe care le avem noi. În felul ăsta le avem, în felul ăsta răspundem pentru a face punctul la examen. Urgențele în cazul persoanelor accidentate sunt de gradul 1, 2 sau 3. Care este semnificația? Avem la D, accidentați în stare de comă sau de șoc, accidentați cu hemoragie, accidentați cu fracturi. Atenție și aici la aceste răspunsuri. Avem mai multe variante, dar iarăși ordinea nu este cea exactă. Din acest motiv, uitați-vă la ordinea în care sunt puse măsurile care se iau sau care trebuie pentru care trebuie luat pentru care trebuie luate anumite măsuri persoanele respective și atunci sigur că în felul ăsta veți da răspunsul corect. Conduceți un autocamion pe un drum în pantă acoperit cu polei. Cum veți acționa pentru a efectua manevra de oprire a autovehiculului? Suntem la 27. Se trece într-o treaptă inferioară a schimbătorului de viteză, folosind cu precauție frâna de serviciu pentru că autovehiculul se află în coborâre. Am discutat lucrurile acestea și la capitolul de mecanică, când am spus că pentru protejarea frânei de serviciu, a frânei de picior, se utilizează frâna de motor, adică într-o trecere într-o treaptă inferioară, se utilizează încetinitoarele, cele 3 tipuri de încetinitoare sau se utilizează inerția vehiculului. Cui trebuie să acordați prioritate de trecere într-o intersecție cu sens giratoriu? Suntem la legislație rutiere. Vehiculul care circulă în interiorul intersecției, atenție mare, nu există prioritate de stânga, ci a celor care circulă față de cei care urmează să intre. Avem în sensul acesta, haideți dacă tot avem timp la dispoziție, să vă arăt, și 3 articole. Sensul giratoriu este un subiect destul de controversat și de discutat în toate mediile și online și nu numai, pentru că el are multe aspecte care trebuie discutate din cauza, părerea mea, sărăciei legii care se referă la acest subiect, da? Aveți 3 articole, sens giratoriu 1, sens giratoriu 2, sens giratoriu 3, în care am dezbătut oarecum pe cât a fost posibil subiectele controversate din sensul giratoriu și încă nu este epuizat acest subiect. Mergem mai departe.
în care din următoarele situații se suspende exercitarea dreptului de conducere a vehiculului, tot la legislație rutieră suntem la infracțiuni și contravenții, depășirea cu mai mult de 50 km pe oră, viteze maxime admise, mai aveți variante cu 30, mai aveți cu diagramă, liberă în timpul mersului, sigur că aceasta este prevederea legală cu 50 peste viteza maximă admisă pe respectivul sector de drum, da? În care din următoare se anulează permisul de conducere dacă titularul permisului i s-a aplicat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului profesiei sau a ocupației de conducător de vehicul. Lucrurile sunt destul de clare aici. Este permisă circulația cu un autovehicul avariat în urma unei coliziuni ușoare, da, dacă deține autorizația dată de poliție, dar nu mai mult. Deci 30 de zile este termenul în care se poate circula cu un vehicul avariat. Ajungem și la conducerea preventivă, elementele conducerii, vigilența, prevedere, judecață, ca și sfat, feriți-vă să puneți variantele de răspuns cu numai. Numai prevederea și judecată, numai vigilență, pentru că în afară de prevedere și judecată mai sunt, da? Și altele, cum spuneam, sunt cinci de toate, da? Și atunci, dacă vedeți cu numai, sfatul meu este să nu puneți, da? Vigilența și îndemnarea ar fi, dar cel mai complet este în care apare și judecata. În afară de cele trei, cum vă spuneam la începutul lecției, mai sunt cunoștințele teoretice și îndemânare. 33. Factorii care diminuează capacitatea de conducere sunt, vedeți și aici, numai stupefiantele, alcoolul și medicamentele, oboseala și alcoolul. Cea mai completă dintre toate este oboseala, alcoolul și stupefiantele. Factorii care influențează distanța de frânare sunt viteza, masa și aderența. Iarăși, aici avem, da, diverse variante și cu numai și fără numai, dar cel mai complet răspuns este cel care conține și viteza, și aderența, și masa vehiculului. Prin distanța de oprire se înțelege suma dintre distanța de reacție și distanța de frânare. Haideți să explicăm un pic lucrul acesta. Distanța de reacție reprezintă distanța în care vehiculul parcurge un anumit spațiu cu viteza cu care se deplasează. Se deplasează în momentul respectiv în care conducătorul auto observă un obstacol. Din momentul în care observă obstacolul și informația de la ochi este transmisă la creier, de la creier la mâini sau la picioare, deci la organele de comandă, și începe frânarea sau manevrarea volanului, se cheamă timpul de reacție. Deci acesta este timpul. Din acest moment în care se începe executarea manevrei, se cheamă distanță de frânare. Suma celor două distanțe se cheamă distanța totală de oprire, da? Din momentul în care a observat până în momentul în care roțile s-au oprit. Deci reacție plus cea de frânare. Distanța de oprire în siguranță reprezintă distanța parcursă atât în timpul de reacție cât și pe timpul frânării. Sigur că am explicat acum, da? Deci cu aceeași viteză, din momentul acționării comenzilor, începe vehiculul să-și reducă viteza. Cum influențează viteza de deplasare distanța de oprire în siguranță? La dublarea vitezei, distanța de oprire se mărește de 4 ori. Este o aproximare, dar adevărată. Dacă vreți și cifre, la un 50 de km pe oră, distanța de oprire este în jur de 25-30 de metri. La 100 de km pe oră, deci dublu, este de în jur de 90 de metri, deci aproape de 4 ori, atunci este corect răspunsul, deci la dublarea vitezei, sigur că depinde de mulți factori, de aderență, de vehicul și așa mai departe, dar luat strict legat de mărirea vitezei, în acest fel trebuie să rețineți răspunsul. Viteza de deplasare pe timp de noapte trebuie aleasă astfel încât să permită oprirea autovehiculului în limita câmpului vizual. Deci, viteza periferică este cea care
se observă cu privirea periferică, scuzați-mă, privirea periferică este cea care o vedem fără să întoarcem capul, iar cea din față până la limita câmpului vizual. Sigur că ar trebui să oprim vehiculul în spațiu vizual, în ceea ce observăm, da? Și nu în afara spațiului vizual, pentru că s-ar putea să avem obstacole pe care, dacă nu le observăm, putem să le lovim. Echiparea cu lanțuri a autovehicului atunci când acest circulă pe drumul acoperite cu zăpadă și gheață are ca scop creșterea aderenței longitudinale și transversale, roată, cale de rulare. Astea fac lanțurile, astea fac și cauciucurile, da? Crește aderența. Cu cât aderența este mai bună, cu atât și forța de frânare este mai mare. Principala cauză generatoare de accidente este viteza peste limitele admise, avem noi ca variante. Alte variante, defecțiuni tehnice la sistemului de iluminat, oboseala în timpul conducerii, starea necăzătoare a drumului public. Sigur că și celelalte sunt posibile, dar întrebarea este principala cauză și principala este viteza, da? De ce este necesar să se păstreze după o ploaie torențială o distanță mult mai mare față de vehicule care circulă din față, deoarece distanța de oprire este mult mai mare? Aici, iarăși, ține de aderență. Aderența pe un carosabil uscat este una, aderența pe un carosabil umil se diminuează de 2 ori și distanța este mai mare, trebuie să păstrăm o distanță mai mare și să circulăm cu o viteză mai mică. Pentru a controla un derapaj, trebuie să nu accelerați, nu frânați, contrabracați roțile. Aveți alte variante, frânați progresiv, nu accelerați, frânați progresiv și contrabracați. Rotiți volanul până când roțile directoare devin paralele cu axa necesară a vehiculului. În momentul în care derapăm, contrabracăm, adică întoarcem roțile în sens invers derapajului. A conduce preventiv înseamnă să anticipezi situațiile ce pot deveni periculoasă. Mai avem ca variante să atenționezi celălalt participant la trafic, să conduci cu viteză constantă, ceea ce nu se poate cu o viteză constantă în toate condițiile de drum. Sigur că aceasta reduce consumul de combustibil, dar nu este posibil. Să respecti regulile de circulație pe drumul public, sigur că acest lucru trebuie respectat, dar din punct de vedere preventiv este pusă întrebarea și trebuie să anticipezi, da? Prin calitățile pe care le are conducătorul auto, cum spuneam iarăși la începutul lecției, el trebuie să prevină producerea accidentelor. Cum se manifestă cum se semnalizează trecerea la nivel cale ferată curentă, cu unul din indicatoarele trecerea la nivel ferată simplă, fără bariere sau dublă, fără bariere și indicatorul oprire. Sigur că avem și aici, da, alte variante, dar nu este cea completă. Cum vedeți aici, avem cu, numai cu, numai cu, v-am spus, ne ferim de aceste răspunsuri și trece la nivel, da? Dar, pe lângă toate, este pus oprire pentru a sublinia încă o dată cât de periculos este respectivul loc. Cui revine responsabilitatea pregătirea autovehiculului pentru efectuarea cursei? Conducătorului auto. O să vedem și aceste întrebări când o să discutăm regulile de încărcare pentru a pleca în cursă. Conducătorul auto este responsabil de tot ceea ce se întâmplă cu vehiculul său. Ce trebuie să aveți în vedere la controlul și refacerea periodică a presiunii din pneu? Suntem la 4.6. Operațiunea de refacere a presiunii din pneu se efectueze la rece. Ce înseamnă acest lucru? Înainte de plecarea în cursă, pentru că odată ce am rulat, se încălzește aerul din interiorul pneurilor și presiunea arătată nu mai este cea corespunzătoare. Același lucru cu refacerea periodică a presiunii din pneu, presiunile să fie conforme cu recomandările precizate de fabricant, deci cele care sunt, sigur, recomandate. Ce trebuie să aveți în vedere pe parcursul deplasării, efectuați condiții unui carosabil umil acoperit cu mâzgă, curățirea periodică a farurilor, sigur că toată lumea știe, ele se murdăresc în timp și trebuie curățate pentru a avea o vizibilitate întotdeauna
foarte bună. Avem și celelalte variante, reface periodică a presiunii, schimbare periodică a lamelor ștergătoare, verificare periodică aderenții care are derulare, dar ni se sugerează că este un carosabil umed acoperit cu mâzgă, deci se murdăresc farurile. Același lucru, curățire periodică a suprafețelor vitrate. Suprafețele vitrate înseamnă cele care permit trecerea luminii prin ea sau a imaginii, da? Se referă la atât la paruri, cât și la geamuri, da? Față, spate, lateral, tot ce poate să confere o vizibilitate bună. 50. Suntem care din materialele enumerate fac parte din dotările minime a autovehiculului, au termene de valabilitate limitate, precizate și ca atare, ceea ce atrage obligativitatea înlocuirii sau refacerii periodice. Dintre cele trei care le avem, trusa medicală, stingătorul de incendiu și triunghiurile reflectorizante, două expiră, cum ar fi trusa de prim ajutor, medicală de prim ajutor, și stingătorul care trebuie refăcut, da, trebuie reîncărcat. Le avem aici, la 50, trusa medicală de prim ajutor, la 51, stingătorul de incendiu. Echiparea cu lanțuri, din nou, avem aceeași, creșterea rezistenței vizionale, roată calea de rulare, formulată în alt mod. Verificarea cărei subsistem de frânare este imposibil de efectuat înaintea plecării la drum. Frâna de încetinire, am discutat iarăși la capitolul în care am discutat despre retardere, de ce nu poate fi verificată, vehiculul trebuie să fie tot timpul în mișcare, celelalte se pot verifica înainte de plecarea în cursă, le avem și la întrebări. Sistemul de frânare de serviciu, prin încercări controlate de peluș oprire, este frâna de picior sau frâna de ajutor sau frâna de mână prin acționarea acesteia. Pentru efectuarea deplasării, verificarea și completarea plinurilor, da? Plinurile însemnând tot ceea ce este lichid în interiorul unui motor, respectiv combustibilul, lichidul de spălare, lichidul de răcire, uleiul. Aveți, iarăși atrag atenția, CPI-știlor, că aveți întrebările astea și în studiile de caz. Întrebarea sună în acest fel: ce trebuie să verificați înainte de plecarea în cursă, printre care aveți și verificarea și completarea plinurilor. Sigur că se verifică și în momentul în care este necesar, se și completează cu lichid de aceeași calitate. Mă refer la antigel, mă refer la ulei. În cazul în care operațiunea de pregătire care se efectuează înainte de plecarea în cursă, verificarea stării anvelopei și facerea periodică a presiunii pneuri. Sigur că iarăși acest lucru trebuie făcut. Sunt, de fapt, ce vedeți dumneavoastră aici, noțiunile care iau, deci toate măsurile care se iau, pardon, înainte de a pleca în cursă. Sigur că fiecare dintre noi știm ce avem de făcut, doar că trebuie să dăm aici răspunsurile, verificăm anvelopele, plinurile, curățim suprafețele vitrate, cum spuneam, toate măsurile care trebuie luate, sigur că le cunoaștem, dar trebuie să le și descoperim din celelalte, da? Înlocuirea garniturii de tanșare, înlocuirea filtrelor, schimbarea de ulei și la motor și transmisie, și ne gândim ce facem în mod curent, nu ce facem în timp îndelungat. Lichidul de instalația de răcire, înlocuirea filtrelor, efectuarea schimbului de ulei și de motor și transmis. Sigur, nu facem în mod curent lucrul ăsta, ci verificăm anvelopele vizual, da? Starea lor, presiunea lor, gradul de uzură, la fel și tot ceea ce ține de suprafețele vitrate, cum spuneam, ștergătoare de parabriz, care mi asigură vizibilitatea. Durata totală apreciată a operațiunii de pregătire pentru plecarea în cursă, circa 20-30 de minute. În cadrul în care se circulă în viraj, derapajul poate fi evitat, da, prin evitarea acționării frânei de serviciu, da? Deci nu se acționează frâna
de serviciu, pentru că ea poate să, brusc, bineînțeles, da, poate să ducă la derapaj. În ce situații, da, derapajul poate fi evitat? Manevrarea lină a volanului, operată în mod continuu, fără întrerupere, la fel ca și frâna care nu tracționată în mod brusc, nici volanul trebuie mușcat lin, tot pentru a nu produce șocuri care ar face ca forța centrifugă, capitol discutat și acesta cu forțele, care acționează asupra vehiculului și care scoate vehiculul în afara părții carosabile sau pe sensul opus de mers. Este primordială, după cum vedeți la întrebarea 62, da, cauza principală pentru care conducătorul autobuz trebuie să evite frânările bruște, siguranța și confortul pasagerilor, este introdus aici și pentru transportul de marfă. La deplasarea în linie dreaptă trebuie să circulați pe mijlocul benzii. Avem ca variante mijlocul drumului, mai aproape din dreapta sau de lângă axul drumului, pe mijlocul benzii, pentru a nu incomoda ceilalți participanți la trafic. Pentru efectuarea unui viraj la dreapta, trebuie să vă apropiați de axul median, asta pentru că gabaritul vehiculului impune acest lucru. Faptul că eu execut un viraj, trebuie să circul cu viteză redusă, dar în același timp trebuie să asigur și spații necesare executării manevrei. Iar același lucru pentru viraj la dreapta, trebuie să controlați spații laterale, ce spuneam, deci trebuie să asigur spații necesare executării manevrei și avem cele două întrebări legate de asigurarea suplimentară pe care trebuie să o facem la conducerea unui autocamion, a unui autocamion cu remorcă. Trebuie să ne asigurăm asupra roții din spate, de pe partea care se virează și cealaltă variantă de răspuns asupra extremităților, colțurilor caroseriei de pe partea opusă virajului. Deci cele două întrebări le alegeți, fiți foarte atenți la variantele de răspuns pe care le aveți. Și în acest fel am terminat capitolul respectiv. Suntem la prevenirea accidente, cum spuneam. Era capitolul de prevenire accidente. Am folosit, da, cartea mecanică din care am făcut aceste întrebări și cartea pentru autocamioane transport marfă, de unde am și luat conducerea preventivă și ecologică. Mai avem la dispoziție, cum ați văzut, și paginile examen rutier, da? Și mai nou aceste canale de YouTube. Avem și pe pagina asta, haideți să nu uităm, link-uri care vă duc la pagina de pe YouTube, da? Categoria C plus atestate și aveți aici tot ceea ce a apărut în legătură cu aceste subiecte. Deci toate filmulețele, toate materialele care apar pe YouTube sunt și aici în această categorie nouă, da? Care este cea dedicată atestatelor și permiselor mari, da? Avem aici sunt filmulețele pe canalul Vasile Varga, dacă vă abonați, da? O să primiți toate notificările respective. Aveți aici videoclipurile care au apărut până în momentul de față și anume chestionar pentru transport persoane CPC rezolvat, transport marfă rezolvat, timpii de conducere, timpii de odihnă. Mă refer doar la cele care sunt pentru atestate, în plus sunt articole, da, apărute, forțele care acționează asupra unui vehicul, tempomatul, sistemul de frânare în care spuneam am cuprins și sistemele de frânare de încetinire, sistemul de transmisie, în care sunt toate componentele acestui sistem de transmisie și momentul motor sau cuplu cu care încep
întrebările dumneavoastră, da? Deci aveți aici și toate, da, aceste, deci pe canalul, da, haideți să dăm. Vasile Varga se cheamă, aveți toate publicațiile care au apărut până acum. Este bine, dacă vreți să faceți chestionare, să lucrați de pe site-ul ARR-Atestate, care este cel mai recent și care nu conține greșeli, da? Verificat. Sunt și alte site-uri pe care pot să vi le recomand, dar cel de aici este bun, puteți lucra de pe el. Pentru cei care au timp la dispoziție, este bine să treceți prin cele trei etape, adică citirea legislației și a teoriei, efectuarea mediului de învățare, vedeți că l-aveți pentru toate categoriile de atestate, după care să treceți la efectuarea de chestionare. Așa ar fi ideal să faceți pentru o bună pregătire. Da, continuăm cu prezentarea materialelor. Am discutat astăzi pentru încheiere despre prevenirea accidente și spuneam, abonându-vă la canalul de YouTube, veți primi toate notificările în timp real a ultimelor noutăți care apar. Urându-vă succes!